normal nu prea vezi copii dând buzna la bibliotecă, mai ales când e vacanță, soare și timp bun de distracție. Dacă însă biblioteca arată așa, e altceva. Putem să dansăm, adică vor fi multe lucruri interesante și cadouri la sfârșit. Cei de la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul s-au gândit să apropie copiii de lectură, așa că au împrumutat un troleibuz uzat de la Regia Transport Electric, l-au colorat și l-au făcut cât mai comod pentru lecturi. Copiii venind cu părinții aici la, eu știu, la aer liber, vor putea împrumuta cărți, totodată vor putea lua parte la diferite lecturi publice. Atrași mai mult de culori și de neobișnuitul vehicul, copiii spun că vor veni să citească aici. Sunt multe cărți și e foarte frumos colorat. Ce citești? Viorica Vincol, Alexandru Felici. Și-ți place? Ana Burgaru. Dar tu poți citi? Mi-a plăcut ideea aceasta ingenioasă de a crea o bibliotecă într-un autroleibuz. Încântați au fost mai ales părinții, care speră că odraslele lor vor sta cu ochiul pe carte. Copiii trebuie să știe că cartea nu are vacanță și chiar dacă vin să se distreze, să mai intre, să frecventeze pentru dânsii cel mai bun prieten cartea. Băieții au ocolit însă cărțile și au făcut coadă în cabina șoferului. Primor, îmi place. Îți place? Mm-hmm. Dar ce-ți place cel mai tare de la tot troleibus? Troleibucul va sta în parcul Valea Trandafirilor până la sfârșitul lunii august. Biblioteca mobilă va fi deschisă de marți până duminică.